Și că vine Paștele conform etichetelor de pe sticlele de borsic, așa o fi, mă? Nu, 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 nu. Salutare tuturor, eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un nou vlog. Cred că v-ați obișnuit că în fiecare joi, la ora 15, apare un vlog în care eu vă spun ce s-a întâmplat în viața mea personală și nu numai. Și am văzut că vă place și vouă și bineînțeles, dacă vreți să continuăm cu lucruri de acest gen, spuneți-mi și voi în comentarii și apăsați și butonul de like, pentru că astăzi chiar am să vă spun niște evenimente ce s-au întâmplat în săptămâna aceasta și chiar merită să auziți până la capăt toată povestea acestor idei pe care le-am deja în cap. Hai să începem a vă spune că ieri undeva pe la ora 11, cred, eram la liceu și vine elevul de serviciu să spună cine este Alexandru Tudor, dacă învață în această clasă, și eu am zis da, eu sunt. Și mi-a zis, uite, vină jos la secretaria că a venit cineva să-ți dea niște desene. Deja mă gândeam așa, ok, cred că este un abonat care este din liceu sau nu știu, cred că este un abonat din apropierea liceului și vrea să-mi dea niște desene. În adevăr, era un abonat, însă nu era din orașul ăsta, nu era din liceu, evident. Și făcând o poză cu el și discutând câteva lucruri, mi-a spus că vine din Oradea, de la 600 de kilometri distanță. Și când am auzit, am zis, oh my god, cred că nu e sigur că ai vrut să faci asta. Adică nu venea să cred că el a venit special pentru a mă vedea pe mine, la o distanță atât de mare. Și mi-a dat și eu niște desene, într-adevăr, cum am spus inițial, însă sunt mai multe desene, este un fel de caiet făcut de către el și iar numele lui este Tudor Sârca. O să vă arăt și vouă acele desene, chiar mi-a plăcut, însă astăzi când am ieșit de la liceu, eu când filmez este miercuri, voi vedeți asta pe la ora 15 joi, dar să spunem că miercuri, când am ieșit din liceu să mă duc acasă, până la ora 12, foarte mulți abonați erau deja în curtea liceului meu și cred că bănuiau ei că eu ies atunci și au început așa să mă ia în brațe, să strige Delin, Delin. Cred că erau vreo, nu știu să zic, 20 de copilași, cred că e mult, nu știu. Însă am aplaudat ieri pe Facebook un clip, cred că l-ați văzut, acel clip era filmat de către un coleg de-al meu, iar el a surprins acel moment când toată lumea venea spre mine, Delin, Delin. Dar să vedeți și o să fie azi când filmez eu vlogul, de fapt nu. Azi când vedeți voi vlogul, joi, am sport și eu când am sportul fac în curtea liceului și atunci intră și clasele 1-4. Cred că o să fie ceva, cum a fost și joia trecută, erau vreo 50 de copii, de fapt mai mult, nu știu. Nici nu puteam să-i văd pe toți cum strigau de link, de link, era foarte interesant și lucrul ăsta îmi place nespus de mult. Bineînțeles, și acel cadou, să spunem așa, pe care l-am primit de la tipul respectiv care a venit în Oradea, mi-a plăcut foarte mult pentru că a depus foarte multă muncă și am observat că a aplaudat și un clip pe canalul său în care spunea că o să vină în București să-mi dea acest caiet cu desene și eu am apreciat foarte mult asta și țin să-i mulțumesc din suflet pentru că gândiți-vă că el a stat așa cu mânuța lui să deseneze și a pus tot sufletelul său acolo și nu știu, eu când mă gândesc că voi vă gândiți la mine și o faceți așa din inimă, eu chiar simt când, nu știu, voi îmi vreți binele și mă apreciați pentru tot ceea ce fac. De aceea am și decis să fac un fan meeting pe 23 aprilie la ora 15. Am mai spus și în alte clipuri, dar o să mai repet. Undeva la 450 de persoane s-au înscris deja și mă gândesc dacă ar veni atâția oameni precum au afirmat acolo în evenimentul de pe Facebook. By the way, aveți și voi în descriere link unde vă puteți confirma participarea voastră la meeting și v-am spus că pe parcurs o să mai apară noi update-uri, o să vă arăt și eu pe Google Maps cum să ajungeți acolo, dar astăzi am vorbit cu cei de la idei3d.ro și au fost de acord să ne sponsorizeze cu câteva lucruri, să facem niște giveaway-uri pe acolo și prin Parcul Tineretului și vorbeam eu de intrarea principală, foarte mulți au spus nedubeniți, mă refeream la acea intersecție cu liceul Gheorghe Șincai, dar v-am spus, o să mai apară update-uri până în 23 aprilie, mai sunt 2 săptămâni sau 3, cred că 2 sau 3, nu mai știu exact nici eu, și o să mai vă spun eu noutăți, bineînțeles, o să vă spun și cum ajungeți acolo, o să vă spun exact locul și așa mai departe. Că tot vorbeam ceva mai devreme de giveaway, cei de la D3D au fost de acord să ne ofere 15 locuri personalizate și 10 care nu au, să spun așa, un nume pe ele. 5 dintre ele vor fi cu numele meu, The Link, și cu al lui Cafea, bineînțeles.
și vor fi diferite texturi de diamond, de gold, vor fi săbii, vor fi târnăcoape specifice Minecraft-ului și nu numai, o să mai ofer eu niște ochelari Google Cardboard personalizați cu emblema mea, cu cover-ul meu, cu avatarul meu și este posibil să ofer și câteva tricouri cu mine, dar tare mult m-aș bucura ca printre voi, cei care veniți acolo la Fan Meeting, să fie câțiva abonați care au deja tricouri cu mine să văd și eu cum arată pe voi, dar bineînțeles asta este doar o propunere, nu înțelegeți asta că eu vă spun să vă cumpărați sau ceva, pentru că am văzut cineva în comentarii că ok, tu vrei să ne bagi pe gât aceste tricouri și tu scoți bani pe urma lor. Vreau să spun că eu nu am niciun comision pe acele tricouri, nu-mi iau absolut niciun ban. Toți banii sunt veniți către firma Letrico pentru a fabrica în continuare tricouri cu mine, deci nimeni nu are un profit foarte mare din treaba asta. Dacă ar avea ei un profit, ar fi undeva la, nu știu, 5 lei pe tricou vândut și mi se vă că e destul de puțin. Însă eu am vrut să personalizez tricoul cu mine cu scopul de a afla mai mulți de mine, pentru că voi purtând tricourile cu mine în public, alți oameni ar vedea tricourile voastre și spune, băi, cine dă link de pe tricoul tău, și poate așa află mai multă lume decât mine. Ăsta a fost scopul meu, nici o clipă nu m-am gândit să, nu știu, să am un venit de pe urma tricourilor vândute și oricum politica celor de la Letrico nu implică asta. Ok, hai să zicem la birou să vă arăt și vouă ce am primit eu, ce desene și am primit și un carambit, cred că ați văzut la începutul clipului ceva foarte interesant. Bun, facem așa o rotire de ecran și încerc scuze că am mișcat foarte mult cadrul, însă credeți-mă că nu este ușor deloc să ții 7 minute aproape un telefon în mână, este destul de costisitor, așa că hai să pun aici, sper să stea bine. Ok, hai că este suficient de ok. Acest carambit l-am primit chiar azi când filmez eu vlogul, nu știu cine l-a făcut, este un, cred că știu, dacă este cel care a făcut acest desen, pe care l-am primit tot astăzi, mai bine aflat că îl cheamă Tălznaciu Vlad, din clasa 6B, unul dintre prăjituricile tale. Ia uzi-mă băieți, hai să vă arăt și vouă cum arată mai bine desenul, cred că se vede destul de clar și cred că înțelege și ce scrie pe el, Minecraft aici și The Link, iar aici s-a semnat oarecum. Măi, sincer, este unul dintre desenele mele preferate când vine vorba de Minecraft. Voi vă pregătiți foarte bine să îmi desenează caracterul. Ia uitați cât de fain a ieșit. Foarte interesant. Îți mulțumesc. Dacă tu ai făcut și acest carambit sau un coleg de-al tău poate, vreau să spun că și lui sau ție îți mulțumesc încă o dată. Ar fi fost foarte interesant, așa ca un apropo, să fie colorat și pe partea asta. Dar, oricum, este foarte interesant chiar și așa, pentru că îl poți ține. Sper să nu se strice niciodată. Eu am o cutie unde pun toate obiectele primite de la voi, o am chiar pe acolo. Și bineînțeles, ăsta va fi adăugat la colecție și ăsta și acest caietel cu desene pe care l-am primit de la acea persoană care a venit în Oradea, v-am spus eu. Nu știu cât de bine se va vedea pentru că el nu a colorat sau a accentuat aceste creații, să le numesc așa, deci nu cred că se vor vedea foarte bine, însă am să încerc să vi le arăt. Aici este o mașină numită Link, mobilul, cred că e destul de clar, cred că se vede dacă stăm bine să ne gândim. Ok, hai să vă mai arăt. Ok, aici sunt mai multe portrete în continuare, ăsta este unul dintre ele. Foarte frumos, eu apreciez orice este făcut de mânuța voastră, pentru că știu că ați făcut-o din inimă. Ăsta este un alt portret, este cu un tricou de la Dreamhack. El aici m-a întrebat dacă personalizez tricou cu mine. E bine, află că în descriere, dacă vrei să-ți cumperi un tricou cu mine, este un link unde poți achiziționa. Aici un alt portret cu ochelarii Google Cardboard. Foarte interesant acesta. Hai să continuăm. Ok, încă o poză cu mine, să spunem astfel. Nu știu mi-am de care dintre poze este aceasta. Ok, aici este o pagină goală. Aici și-a lăsat el link către clipul său. Tudor Sârge este numele lui, v-am spus și la început, cred. Ok, și ia să vedem, mai este ceva? Ia stați un moment. Oh, da, uite, aici este o poză cu niște perechi de căști vechi de ale mele. Ia să vi le arăt. Poza asta cred că o cunoașteți mai mulți. A fost și pe Facebook. Oh, și văd că urmează ceva cu Anca, hai să vedem. Ta-dam! Este un portret cu mine și cu Anca. Foarte interesant. Și uite încă unul. Ia să vă arăt. Ăsta este, cred că este cel mai reușit aproape. Mi-a făcut cam ciudat nasul, însă asta nu contează foarte mult. Și ia uite, ultima poză este aici. Măi băieți, eu vă mulțumesc foarte mult de creațiile pe care voi le faceți cu mânuțele voastre, este foarte genial, adică mă gândesc
că voi stați și la birou vostru și desenați și în capul vostru este, ia uite, fac pentru The Link, sper să aprecieze și eu chiar pun la suflet tot ce faceți voi și nici nu știți cât de mult apreciez lucrurile astea. Le-am spus și prietenilor mei și mi s-a părut un pic cam ciudat, nu știu de ce, dar... asta este. Măi băieți, vă mulțumesc super mult de vizionarea acestui clip. În continuare vă spun, dacă vreți să veniți pe 23 aprilie să vă întâlniți cu mine, cu Anca, cu White Coffee, cu Niță, cu X-Breaker și cu George și voi între voi, este interesant să vă întâlniți abonați între abonați, nu știu, e o idee destul de faină. Ei bine, aveți un link în descriere, un link către un eveniment pe Facebook unde voi puteți să bifați dacă participați la eveniment sau dacă nu, pentru a ne forma și noi o idee. Evenimentul are loc pe 23 aprilie, v-am spus, la ora 15, în intersecția aceea, intrarea principală din Parcul Tineretului, intersecția cu Gheorghe Șincai. Eu vă mulțumesc super mult de vizionare, iată că am făcut un clip cam lung, de 11 minute aproape, și ne revedem mâine, la ora 6, cu un nou clip, nu știu exact cu ce, însă, la ora 20 o să fim live pe YouTube și vreau să fim acolo într-un cât mai mare, pentru că am o grămadă de idei care vrem să ne distrăm împreună. Eu am văzut Link și vă salut pe toți. Ciao!